Nu și-au primit salariile de 2 luni și amenință cu grevă generală. 10 de angajați ai întreprinderii Calea Ferată Ocniț au organizat de dimineață un protest pe peronul gării. Ei se plâng că nu au cu ce să achite facturile și creditele pe care le au. De cealaltă parte, reprezentanții instituției dau vina pe pandemia de COVID-19 și spun că situația economică este dificilă. Angajații s-au plâns că, deși au salarii mizere de până la 4.000 de lei, nici măcar nu-și primesc banii. Ei spun că au ajuns la limita disperării și nu au bani pentru achitarea serviciilor comunale, iar situația îi impune să ia pe datorie produsele alimentare de la magazin. Primim un salariu mizer de 3.600 de lei, în timp ce salariul mediu lunar pe economie în Moldova este de 2.775 de lei. Trebuie să strângem bine cureaua ca să ne ajungă bani ca să achităm luna următoare facturile, să le dăm copiilor de mâncare și pentru drum spre școală. Pe datorii la piață vă dau. Solicitați de noi, reprezentanții întreprinderii ne-au explicat că în aceeași situație sunt toți angajații de la Calea Ferată din Moldova, iar restanțele salariale au fost provocate de pandemie, întrucât veniturile s-au redus drastic. Pentru luna noiembrie nu a primit nimeni de la Calea Ferată salariu. Întreprinderea este într-o stare economică foarte critică. Păreri de rău, volumele întreprinderii au scăzut practic cu 50% în comparație cu anii precedenți. Adrian Onceanu spune că în următoarea perioadă va cere sprijin financiar din partea guvernului. Am încercat să aflăm când va fi soluționată problema angajaților din sectorul transportului feroviar, însă responsabilii de la Ministerul Economiei și Infrastructurii ne-au spus că această situație ține de Agenția Proprietății Publice, în gestiunea căreia se află întreprinderea. De cealaltă parte, reprezentanții APP strâng din numeri și spun că în bugetul instituției nu sunt prevăzute surse financiare pentru acest lucru. Conducerea întreprinderii Calea Ferată a Moldovei estimează că pentru achitarea salariilor celor peste 6.000 de angajați, pentru lunile noiembrie și decembrie sunt necesare 70 de milioane de lei.